principiu mesager, rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat sus. Haideți!
Nenumărate sunt lecțiile pe care frații se străduiesc să le aducă aici duminică de duminică. Dar trebuie să spunem și faptul că cele mai multe nu s-au spus. Noi cântăm în cântarea 163 că nici pe jumătate nu-i spusă mila Domnului. Nici pe jumătate nu-i spusă înțelepciunea Lui. Nici dreptatea Lui, nici iubirea Lui, nici puterea Lui. Oricât apă am scos și vom scoate în continuare din această fântână, nu ajungem la fund. Nu se acă niciodată. Ce e mai important pentru noi este faptul că pe măsură ce bem din această apă, mi se pare tot mai bună. Biblia, cartea aceasta, conține mistere pe care, sau mistere pe care, pe lângă care cele științifice referitoare doar la universul material, pălesc în fața ei. Din cartea aceasta am aflat cu toții informația că după cina de amintire, Domnul cu apostolii, mai puțin Iuda care era dus sau de aprins,
au plecat spre grădina Ghețimani. În drum spre Ghețimani, ucenicii erau întristați pentru faptul că Domnul le-a spus despre întâmplările prin care are să treacă până când va fi răstignit și omorât. Ne putem gândi că și Domnul a simțit foarte, foarte profund despărțirea de ei. Dar gândindu-se la evenimentele viitoare a prietenilor săi, Iisus le dă o parabolă, o parabolă cu via, despre care aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Să citez mai bine zis. În această pildă, Domnul se arată pe sine ca reprezentând via, Tatăl Ceresc vierul, iar ucenicii coardele. Și fratele Daniel a amintit versetul 5 din Ioan, din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, unde Ioan redă cuvintele Domnului: Eu sunt vița și Tatăl meu este vier. Iar voi sunteți mlădițele. Sintagma via adevărată dă-te înțeles că există și o via falsă, via pământului, care este o imitație a via adevărată și despre care Cartea Apocalipsei, capitolul 14, vorbește că strugurii acestei vii vor fi recoltați și aruncați în teascul mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu, la vremea secerișului, secerișul este sfârșitul viacului, Matei 13:39. Afară de aceste două vii, Stăpânul Ceresc a mai avut o vie pe care a adus-o din Egipt. A trecut o primare roșie și a născut-o ca națiune. A izgonit neamuri și a sădit-o într-un pământ curățat de pietre, punând acolo vițele cele mai alese. Dar ea, spre surprinderea vierului, a făcut struguri sălbatici. Via Domnului oștirilor, ne spune profetul Isaia, este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Isaia, capitolul 5. Domnul, prin profetul Ieremia, reproșează acestei vii. Te sădinsem o vie minunată și de ce mai bun soi? Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de vie sălbatică? Ieremia 2:21. Când Mesia a venit la poporul său Israel, a vorbit în multe pilde despre vie, vie, viță și mlădiță. Prin aceste pilde, Mesia a vrut să le trezească conștiința, să-i facă să înțeleagă că Israel era via pe care o iubea Domnul, dar atunci când fiul vierului a venit la ei, l-au omorât, atârnându-l pe lemn. La timpul nostru, atât via adevărată plantată de Tatăl Ceresc, cât și via pământului sunt dezvoltate și fiecare produc roade. Via adevărată produce roada Duhului. Via falsă produce și ea roade, care nu toate sunt rele, dar toate sunt pământești. Datorită acestor roade pe care le produce via pământului, via pământului este foarte apreciată de oameni. Dar, spune Iisus, orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls în rădăcină, Matei 15. Teascul mâniei lui Dumnezeu, unde va fi aruncată via pământului, este mare timp de strântorare. Coardele vii adevărate nu sunt denominațiuni, secte sau orice alte grupări, ci sunt indivizi care au în ei muscul viei, Spiritul Sfânt. Ei trebuie să rămână în viță.
Numai așa pot produce roade adevărate. Căci despărțiți de mine, tot din versetul 5 din Ioan, voi nu puteți face nimic. Declarația Domnului că unde doi sau trei adunați în numele Său și pentru numele Său, El va fi cu ei, se poate înțelege că ei formează o parte din via adevărată. Dacă mulțul vine, Spiritul Sfânt, circulă prin toate cele trei coarde, doi sau trei. Nimic nu îl împiedică pe Domnul să lucreze și cu un grup mic, ca și cu un grup mare, dacă inimile sunt oneste, pline de spirit și aducând roade. Coartele care se cred dezvoltate și care pretind că au crescut frumos, dar nu aduc roade plăcute, vierul le taie, iar pe cele care aduc roade le curăță ca să aducă și mai multă roadă. La fel se întâmplă și cu noi. Dacă ne-am unit cu Domnul, vrem să aducem roade plăcute Tatălui nostru din cer. Dar pentru ca roadele noastre să fie multe, să fie curate, bune și valoroase, trebuie să ne supunem vierului, să suportăm curățirea, mâna disciplinei, ba chiar și strictețea. Vierul înțelept știe ce tratament să aplice. Pe unii îi dezbracă de aer pământești, pe alții îi împiedică să-și ducă la îndeplinire propriile lor planuri, peste unii permite persecuții și defăimări, pentru ca mândria lor și încrederea în forțele proprii să le fie anulate. Fiecare credincios, care este o lădiță din vie, el îi aplică cel mai adecvat tratament ca aceasta să aducă mult rol. Roadele cerute de Domnul se pot aduce numai prin tăgăduire de sine și purtarea crucii. La un moment dat, Domnul afirmă către ucenici, voi sunteți curați acum. Au fost curățiți de o coardă neroditoare care era Iuda. Nimeni care nu este în relație cu Hristos nu poate aduce roade plăcute, oricum s-ar străbui. Mulți au crezut și mulți cred și astăzi că templele impunătoare, orfelinatele, diferite servicii și ceremonii religioase, plătite cu mulți bani, ospicii și așa mai departe, sunt roadele pe care le așteaptă Domnul de la noi. Dacă ar fi așa, atunci Domnul și Apostolii n-au adus niciun rod, pentru că ei n-au făcut astfel de lucruri. Pe de altă parte, sunt de apreciat foarte mult eforturile oamenilor de a înființa instituții de binefacere, azile de bătrâni, orfelinate. Dar Domnul ne spune să căutăm mai întâi împărăția și dreptatea sa, iar pe celelalte să nu le lăsăm nefăcute. Unii creștini, din convingere, ori din nebăgare de seamă, cred că activitățile în serviciu adevărului, distribuirea de literatură conținând adevărul, discursuri, evanghelizări, etc., reprezintă roadele cerute de Domnul. Toate aceste lucruri sunt bune și necesare. Ele vor fi răsplătite de către vier, dar rodul viței este ceva mai mult. Mai nobil, mai valoros și mai sublim. Apostolul Pavel ne spune că roadele viței plantată în vie trebuie să fie roadele Spiritului Sfânt, care sunt iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoința, bunătatea, credincioșia, blândețe, stăpânirea de sine. În producerea acestor roade, fiecare credincios este mânat de iubire, piatra de boltă a caracterului. Dacă cineva nu este mânat de iubire, nu va aduce un rod plăcut, ci va fi, cum ne spune Apostolul, o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. După roadele lor îi veți cunoaște, zice Domnul. Iubirea este fundamentul răbdării creștinești. Esența credinței noastre față de Dumnezeu este încrederea noastră în iubirea Lui. Roadele despre care am citit mai înainte
trebuie să existe în fiecare mlădiță, dacă ea vrea să rămână în pufuc. Toate eforturile noastre în răspândirea adevărului și toate acțiunile noastre sunt primite de către Tatăl nostru Ceresc numai dacă sunt ca rezultat al iubirii noastre față de El și față de Fiul Său. Credeți lucrul acesta, fraților? Apostolul Pavel ne spune aceasta și încă în mai multe aserțiuni ne spune, vreau să vă amintesc una, ca încheiere, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic, nu sunt nimic. Domnul să aibă milă de noi, fraților, și să ne străduim tot mai mult pentru a avea must în noi, că numai atunci vom putea face ceva. Amin. Mulțumim, fratele, Domnul să te binecuvânteze. Așa, încet, încet o să te obișnuiești. Clipa să caut cântarea, legat de ultimul gând, legat de iubire, o să caut cântarea cu care vom și încheia serviciul de laudă, adică timpul este mai înaintat, o creștem iubirea în inima mea. O creștem iubirea în inima mea. O creștem iubirea.